Dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi alături de noi este Alina Vizireanu, geograf, fondator Avintera, consultant geospațial. Alina este geograf ca formare academică și activează în domeniul geospațial din anul 2006, combinând cursurile universitare cu aplicarea practică în mediul privat. Astăzi, dragii noștri, vom vorbi despre Carl Sagan și despre o carte minunată. Este vorba despre cea mai cunoscută, poate, carte a lui Carl Sagan, Cosmos. Alina, Bună, Sorin! Bună! Cum te-a impactat personal opera scrisă de Carl Sagan și, până la urmă, personalitatea lui Carl Sagan? Bună întrebare și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pe o parte, nu știu, nu sunt sigură ce aș putea spune mai mult de tot ceea ce s-a povestit despre Carl Sagan și personalitatea dumnealui. Sunt nenumărați oameni care au comentat și au adus elogii față de ceea ce dumnealui a scris și cum ne-a influențat. Dar influența lui Carl Sagan asupra mea a fost profundă și ar fi o subestimare să spun că fără gândurile lui, fără ideile, fără entuziasmul pe care dumnealui l-a prezentat în opere, în videoclipuri, în filmele pe care le-a creat, m-ar fi influențat diferit. De fapt, m-au influențat diferit, dar fără acesta, cu siguranță aș fi avut un alt parcurs. Și aș putea spune că atunci când eram adolescentă, citeam cu verocitate operele pentru examenul de capacitate, apoi examenul ulterior de bacalaureat, dar cineva mi-a recomandat să citesc și science fiction, să trec de la partea de beletristică și la ceva ce este total imaginat, total extraordinar, care nu există pe pământ. Și am avut prima lectură de Contact, a cărții Contact, scrisă de Carl Sagan, cartea lui pentru science fiction, care a devenit de asemenea și filmul Contact, în care a jucat Jodie Foster și Matthew McConaughey. Și am realizat că Carl Sagan mi-a adus acea șansă să înțeleg că există mai mult, că există și altceva în partea aceasta de beletristică. Și lumea mea a fost într-un continuu iureș la momentul în care l-am cunoscut prin opere, pentru că eram la începutul liceului și eram de fapt la momentul în care ieșeam din cochilia mea în a încerca să-mi formez opinii, să-mi formez valorile mele. Și cărțile lui la acea vreme, Cosmos, a contat imens pentru mine, pentru că și asta, de fapt, îmi este căpătâi în ceea ce fac, în ceea ce lucrez, dar a contat pentru că mi-a adus o nouă perspectivă a ceea ce bunicii mei, de fapt, îmi povesteau despre spațiul cosmic. Și aș putea spune că pasiunea mea pentru spațiu și Cosmos a venit de la bunicul meu, care mă ținea pe umeri seara și îmi povestea cerul noaptea, cloșca cu pui, cum spunem noi în România, Pleiadele, centura lui Orion, îmi povestea despre cum piramidele, de fapt, sunt aliniate conform centurii lui Orion și tot felul de astfel de curiozități pentru lumea mea de atunci. Și de acolo aș putea spune că încet, încet am trecut la a combina partea cosmică și cu a înțelege mediul în care trăim. Că înțelege că pământul ne este singura noastră casă și revenind ulterior citind Cosmos, citind Pale Blue Dot, pentru cei care nu cunosc Pale Blue Dot, este cartea care ne arată importanța dezvoltării de noi colonii și de a deveni interplanetary species, o specie interplanetară, de a coloniza alte lumi și de a înțelege că noi, Pământul, suntem de fapt această navetă spațială în acest vast cosmos. Ce ți-a plăcut cel mai mult la cartea Cosmos? Ah, totul! Totul. Pe o parte spun acum că este ultimul capitol, pentru că cine vorbește pentru Pământ, cine de fapt ne uităm către lumea exterioară și către cosmos și cât de important este să-l înțelegem,
pentru că de fapt noi descoperim. Asta de fapt am înțeles mai ales din opera Cosmos, dar apoi și Damon Hunted World. Noi suntem aici să descoperim tot ceea ce există, dar în momentul în care vom trece de la descoperire la a realiza că suntem creatori, atunci va fi un pas extraordinar. Și, de fapt, tot ceea ce creăm în jurul nostru astăzi este pură creația noastră, dar o descoperim de asemenea, ne descoperim pe noi înșine. Și cine vorbește pentru Pământ, acum pentru mine este crucial în ceea ce fac, pentru că, de asemenea, și prin munca pe care o fac cu Avintera, realizez că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru contează să discutăm mai mult despre, cum la un moment dat discutam și noi, discut și cu colegii mei, de nevoia de a avea acces la educație, de a crea acces la educație pentru tineri, dar și a vorbi despre ceea ce se întâmplă în jur și a fi mai empowered pentru cei care nu au acces totuși încă la astfel de lucruri. Ai văzut filmul Don't Look Up? Mi-ai mărturisit acest lucru. Și la un moment dat Carl Sagan este menționat în acest film. Gândindu-mă la făcând această analogie cu cartea Cosmos, dincolo de foarte multele comentarii care au curs pe marginea acestui film în luna decembrie, toată lumea vorbea despre el. Cum ți s-a părut și dacă ar fi să facem legătura cu Carl Sagan și cu filmele, nu doar cărțile, dar și cu filmele de popularizare a științei, ne poate, să spunem, un astfel de film suscita interesul pentru a afla mai multe lucruri despre lumea care ne înconjoară și, de fapt, lumea, spațiul, mai degrabă, spațiul care ne înconjoară, bineînțeles, fără să avem așa o imagine sau o părere, o idee apocaliptică că ceva vine din spațiu și poate să ducă la sfârșitul civilizației sau la sfârșitul omenirii, al umanității. Știți, ai prezentat un punct extraordinar aici, pentru că, da, am avut deja un precedent. Și gândindu-ne acum la impactul asteroidului, în care știm că toți dinozaurii au dispărut. Nu mai avem un dinozaur astăzi trăind pe Pământ, nu mai avem pe T-Rex, de exemplu, dar nu există, dar îl descoperim, îl găsim deja în solul, în Pământ, mai ales eu aici unde locuiesc, sunt chiar în Jurassic Coast, deci chiar găsesc foarte multe mici amoniți și din punct de vedere arheologic sunt foarte multe. Dar am văzut filmul și mi-a plăcut extraordinar. Este un film perfect. Este un film perfect pentru că este oglinda societății în care noi astăzi trăim. Și fac aici o analogie la Cosmos, dar mă gândesc și la Damon Hunted World, pentru că am luat această carte și am citit-o fără să realizez, ok, e scrisă de Carl Sagan, îmi plac scrierile lui, dar totuși titlul m-a pus un pic deoparte și m-am gândit că îmi plac cărțile și atunci o voi citi. Pentru cei care nu cunosc cartea, este o carte foarte puternică, pentru că ne vorbește despre rațiune și scepticism. Și aș putea spune că un pic mi este rușine de sistemul educațional de care am avut parte când eram micuță, pentru că pentru mine anul 2000 era considerat anul apocaliptic. Mulți profesori de religie la momentul respectiv, perioada 1990, ne povesteau că anul 2000 este anul de apocalipsă. Fără să existe o secundă, o idee de asteroizi la acea vreme sau impact sau pur și simplu se va întâmpla. Am ajuns în anul 2000, suntem în 2022,
22 de ani au trecut peste acea perioadă și apocalipsa nu s-a întâmplat. Dar revenind la film, intriga a fost extraordinară, dar vreau să vă spun că eu cunosc foarte bine intriga pentru că am participat la exercițiul de 6 luni în care un asteroid este prezentat. În exercițiul a fost prezentat de NASA Planetary Defense Office, PDCO, și l-am avut efectiv ca fiind delegat în conferințe. L-am avut prezentat în octombrie anul trecut, deci deja știam intriga, știam ce se întâmplă, totul mi-era cunoscut. Dar revin un pic la chestia de faptul că îl știam, dar nu știam cum va fi jucat, cum va fi prezentat în societate. Eu știam partea de știință din spate. Și aș putea spune că noi, în exercițiul nostru, chiar urmează o cercetare pe care o vom publica în septembrie anul acesta, în exercițiul nostru noi ne-am grupat în categorii de populație. Eram partea de știință, doi colegi, partea cei care descopereau ca în film au descoperit că asteroidul va avea coliziunea perfectă cu Pământul, apoi partea de disaster, de urgență și cum mitigăm toate lucrurile în care se vor întâmpla, cine va fi impactat, unde va cădea, dar ne-am grupat și în public. Au fost 6 categorii puse pe parte. Iar eu am intrat în Disaster Mitigation and Emergency Recovery. Și acolo am realizat că trebuie să am acces și la partea de știință, dar și să informez foarte bine publicul. Și am fost un pic ca un sandwich eram, pentru că reprezentam și guvernele, încercam să le înțeleg și pe ele, vocea guvernelor, și partea de public, în care, pe o parte, am avut colegi care spuneau ar trebui să informăm publicul oarecum, cum să spunem mesajul, cum să prezentăm mesajul, iar la partea cealaltă a guvernelor și a reprezentanților, noi știm foarte bine că există, în film nu s-a portretizat, dar există deja anumite organisme, anumite instituții care analizează datele de, noi spunem NEO, Near Earth Objects. Analizăm tot ceea ce se petrece în jurul Pământului, în deep space, și pentru următorii 10 ani nu va exista un impact, dar trebuie să ne gândim mai departe, pentru că suntem foarte aproape de asteroid belts. Și intriga filmului o cunoșteam, dar văzând acum reacția publicului, pentru mine a fost wow! Pentru că sunt oameni cărora le-a plăcut, au găsit amuzant, dar sunt și oameni cărora nu le-a plăcut. Și atunci este partea asta de oglindă în care ne uităm cu toții și spunem, dimineața când ne uităm, ne spunem, ne place ceea ce vedem în oglindă sau nu. Iar în momentul în care noi am fost prezentați cu o oglindire perfectă a tipului de guvern, cum a jucat Meryl Streep, apoi partea de prezentare PR și TV și apoi cum știința de fapt... Pe o parte înțelegem că sunt puse în întrebare și valorile umane, ce contează, ce contează cel mai mult. Și am observat în final că cei care își permit, pe o parte se discutau despre cei care își permit să construiască navete spațiale, uitați că au ajuns totuși, dar au ajuns pe o planetă în care au fost mâncați direct. Deci contează la un moment dat câți bani ai sau nu contează. Și... Da, filmul este într-adevăr o frescă cu niște accente, aș spune eu, o frescă cu niște accente caricaturale, satirice, dar reale ale lumii în care trăim. Și poate din acest motiv ridică tot felul de Suntem toți în el. Exact, întrebări, probleme, provocări, paradigme ale lumii în care trăim. Și ultima întrebare, cum crezi că a impactat cartea Cosmos și în general opera lui Carl Sagan generația ta? Și dacă are aceeași putere de influență asupra tinerei generații, m-aș gândi cumva și la generațiile viitoare, pentru studiul cosmosului sau cel puțin pentru dezvoltarea acestei
sete de cunoaștere, să aflăm lucruri, să aflăm lucruri dincolo de limitele fizice, să spunem, ale casei noastre, ale pământului. Da. Eu mă uit în jur și la copiii pe care îmi trec pragul pe Zoom. sunt sute de copii pe care îi avem în cursurile noastre. Noi mai mult discutăm despre AI, inteligența artificială pentru știința planetară, și văd foarte entuziasmați. Iar în momentul în care întâlnim acești tineri și ceea ce observăm de fapt este față de noi, eu sunt peste 30 de ani, deci față de noi, noi am fost crescuți în urmează regula, urmează societatea, fii un actor în această societate, fă-ți partea ta, liniștit, te duci la serviciu, te întorci și ești bucuros. În schimb, acum observăm tineri, copii, dar și tineri adolescenți și studenți, care sunt entuziasmați de ceea ce studiază, își dau mult mai mult, își urmează cu pasiune ceea ce vor să creeze în viața lor, ceea ce vor să urmeze. Și observ că scrierile lui Carl Sagan sunt acolo. Și sunt acolo și pentru cei care studiază biologie și pentru cei care studiază litere. Nu mai țin partea de cosmos, este cu toții o vedem în fiecare seară. Ne uităm pe cerul nopții și vedem stelele. Și nu cred că există om pe planetă, am oameni în Angola, în Zimbabwe, în Filipine, peste tot în lume. Nu există om care să nu se uite seara la stele și să se întrebe oare ce înseamnă aceste stele? Dar ce înseamnă acești licurici pe care îi vedem seară de seară? Și atunci popularizarea științei printr-o metodă atât de simplă ca scrierile pe care dumnealui le-a creat și mulți alții care au venit după, ne duc mai aproape de ne înțelege de unde venim sau ne înțelege pe noi înșine. Iar cei care continuă acum să facă un step up către a studia, către a lucra în domeniul spațial, sunt cei care într-adevăr acum își duc acea pasiune către a avea o viață profesională în ea. Și știm cu toții că atunci când facem ceea ce ne dorim, facem cu plăcere. Și nu mai ține de 9-5 ca job, și ține de cam toată viața. Cam așa ne încercăm să avem familiile, inclusiv prieteni de familie în pasiunea noastră. Și pe o parte mă gândesc că fie că este vorba de comete, de schimbări climatice, de tot ceea ce vedem în jur, în final, cosmosul ne aduce pe toți împreună, pentru că ne este numitor comun. Întrebările astea simple despre oare ce vom fi, oare unde vom fi în 100 de ani, ne imaginăm o altă viață. Îi vedem pe tineri că participă diferit la conversații, cu multă pasiune și entuziasm. Și cred că aici Carl Sagan va continua să ne aducă mai aproape. Și ceea ce observ de asemenea... Să ne inspire. Exact, pentru că dumnealui este omul de știință care a trecut de la a fi doar... pentru că știm că oamenii de știință sunt introvertiți. Discută despre ceea ce creează, despre ceea ce fac și descoperă doar cu cei care îi înțeleg în mediul lor academic. Dar dumnealui a trecut către a populariza știința de care dumnealui era pasionat și noi suntem așa pasionați de asemenea, în a prezenta publicului larg. Și aș vrea să văd mult mai mulți oameni care sunt în biologie moleculară sau diferite alte categorii de știință. În a povesti știința. Să povestească, exact. Foarte frumos. Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Alina Vizireanu, geograf, fondator Avintera, consultant geospațial, și am vorbit despre opera lui Carl Sagan și cu pregătire despre cartea Cosmos, cea mai celebră, bestsellerul din opera lui Carl Sagan, cea mai vândută
cartea lui, în, cum am spus și într-un alt material, în milioane și milioane de exemplare. Mulțumim foarte mult, Alina Vizireanu, dragii noștri, cu mesajul, cu îndemnul legat de, iată, de setea de cunoaștere, de a citi cartea lui Carl Sagan, Cosmos, și nu numai, toată opera lui Carl Sagan și cartea Miliarde și Miliarde, ultima lui carte, cartea Testament, Un palid punct albastru, de asemenea Lumea și demonii ei. Cu acest ultim mesaj vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Îi mulțumim și Alinei Vizireanu. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!